Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet. Bă, da, arată, e arată, știi? Foarte bine. Arată albă ca zăpada. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Sunt albă ca zăpada. Bă, că ești o albă ca zăpada a vremurilor noastre. Mi-am păstrat capul vechi. Dar acum am înțeles de la stiliștii voștri că este mult mai important să arăți puțin picior, puțin din brațe. Atunci nu aveam nicio șansă. În primul rând, mama vitregă m-a trimis cu vânătorul și i-a spus să-i aducă inima mea ca dovadă că m-a omorât. Pe bune? Asta spuneți copiilor la culcare? Dar la filmele de groază n-au voie? Pentru că nu sunt pentru vârsta lor, nu? Urât. Pe urmă, merg prin pădure, ajung la o casă unde stăteau 7 pitici. De unde 7? Nici antena unu n-a strâns atâția. Vreo 3 sunt aici, încă vreo 2 pe la te cunosc de undeva. Da. Și, sincer, nu e tocmai normal să-i numim așa. Pitici. Săraci. Au ajuns toți să creadă că dacă fac stand-up, vor fi mai înalți. Da. Noroc cu Delia. Ea le-a mai redat din demnitate. Acum, imnul piticilor noștri este cine m-a făcut-o mare. Asta cânta și Cosmin Stele și când a plecat. Dar ce zic eu? Nu cânta doar el, toată lumea cânta când a plecat. În locul lui a venit Pepe. Se întreabă toată lumea cum a ajuns acolo. Întreba un șef de pe la voi pe cine punem în loc. Și unul mai bâlbuit a zis pe și așa a rămas. Dacă nu se bâlbuia, a apucat să spună și propunerea. Vreau să-l pună pe Jorge. Dar e mai bine așa pentru că rămăsese Alina Pușcaș acolo și era cam aiurea să prezinte 2 femei. Dar să revin la povestea mea, pentru că am venit aici ca la psiholog. Toți vin aici ca la psiholog. Mă uit la voi și îmi dau seama că asta este sala de așteptare. Ce s-a întâmplat cu mine? Mai știți? Ah, indigestie. Căzută la pat, da. Târâtă pe-n frunze. Te duci prea departe. A venit o vrăjitoare să-mi dea un măr. Oricum, povestea mea este scrisă nu tocmai corect. Pentru că, în realitate, când mâncam, apropo de ce ai spus tu, mărul otrăvit, a început Radu Banciu emisiunea și am regurgitat tot. Cu tot cu vierme? Tot. Totul este nepotrivit în povestea mea. Până și numele meu este greșit să-l rostiți astăzi. Albă ca zăpada. Nu e cam rasist? Deloc. Păi nu zice nimeni nimic? Deloc. Din ce văd? Copiii adoră zăpada, eu încă copilăresc. Aceeași poveste este valabilă și la Scufița Roșie. Am vorbit cu ea și oricum este foarte supărată și pe numele ei și pe faptul că lupul a abordat-o când încă era minoră. Să nu mai spun că lupul s-a îmbrăcat în hainele bunicii. Ce era lupul ăsta, imitatorul Deliei? Că eu nu înțeleg. Și acum, frații Grimm, nu puteau să-mi dea și mie un nume predestinat succesului, să fiu și eu pe marile scene cu microfonul în mână, cum am fost cândva Cosmina Păsărin. Eu credeam că e nume de scenă, dar ea a dat, de fapt, un sens numelul ei. Ah, ok, e bine să apărăm drepturile persoanelor de culoare, dar să fie valabil pentru orice culoare. Aici un mare da pentru Delia, bravo Delia, care încearcă să pună toate culorile deodată pe ea. De la tine, Delia, mă aștept la un protest. Din cauza ta, ne cred toți ăștia proaste. Pentru că vin tot felul de oameni pe aici, spun glume despre asta și tu nu zici nimic. Hai mă, Delia, trebuie să te opui. Tu ai câteva milioane de urmăritori pe Instagram. Ai putea să candidezi la președinție. Păi cum stai aici degeaba, poți să stai și acolo. Maica mea vitregă era geloasă pe mine că sunt frumoasă. Dacă eram bărbat, de exemplu Șerban, mă rog, nu e un exemplu tocmai bun, dar dacă eram bărbat, mama vitregă nu mai trimitea în pădure, mă trimitea în pat și venea și ea. În povestea mea, femeia e doar frumoasă, nu? Îl durea pixul să scrie acolo, oglindă, ogrinjoară, cine e cea mai deșteaptă din țară? Nu răspundea nimeni, probabil, dar nu conta, trebuia să întrebe, nu? Și ce să vezi? Sunt așa de proastă că mă bate un măr. Cum adică mi-a rămas mărul în gât? De ce sunt transexual? Și a venit să mă salveze un bărbat. Ok.
Adică eu nu eram în stare sau ce? Știi ce a spus prințul când m-a trezit? Aolo, vorbește mașina de spălat vase. Urât! Foarte urât! Deci sunt doar frumoasă și în schimb prințul e deștept, are mâini de chirurg, îmi scoate mărul din gât și mă îndrăgostesc pe loc ca o proastă. Că noi femeile adorăm bărbații necunoscuți care ne bagă cu forța degetele pe gât noaptea în pădure. Am reținut gât. Da. După care vine faza aia cu lupul. A, nu, asta era din Scufița Roșie, nu? Da. Nu contează, dar oricum. Păi, pe bune, nasul mare, gură imensă. Păi asta este body shaming. Hello. Nu, eu mă gândesc serios să fac un ONG. Să fiu noua Greta Thunberg. Să militez pentru drepturile basmelor. Chiar și pentru mamele vitrege vreau să militez. Pentru că mi se pare că le-ați pus gând rău. Așa cum a făcut Costel cu prezervativele. A stat atât de mult în fața oglinzii, nu Costel, mama vitregă, încât a crezut că vorbește oglinda cu ea. Bine, poimine, se înscrie în aur și de acolo până la Diana Șoșoacă mai e doar un pumn de expirat. Eu sunt revoltată! M-a lăsat vânătorul în pădure. Superb. Care pădure? Nici măcar nu mai am să mă ascund. Ați tăiat toată pădurea. Au rămas trei copaci amărâți și ați pus alte gunoaie în loc. Uitați-vă pe orice grilă de programe. După care, finalul, despre care e cam greu să mai spui ceva. Și-am încălecat pe o șa. Urmare, o știe cineva? Nu, vă spun eu. Am încălecat pe o șa. M-am dat jos după jumătate de oră, când am dat seama că nu era niciun cal sub ea. Hai, vă pe partea! Okay. Bravo! Bravo! Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet.